Încă de la primele ore ale dimineții, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Iași, au deplasat la sediul primăriei Iași pentru a ridica mai multe documente. Din declarațiile autorităților locale, cercetările vizează autorizația unui proiect imobiliar. DNA Iași efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate celor de corupție, comise în perioada 2018-2020, în legătură cu eliberarea unor documente privind autorizarea construcției, edificarea, tranzacționarea și intabularea unui imobil din municipiul Iași. Este vorba despre un imobil construit în zona Moara de Vânt. În această cauză au fost efectuate percheziții domiciliare în trei locații, situate pe raza județului Iași, din care una la primărie Iași, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice și sedii de firme. A unei plângeri pe care conducerea primăriei a efectuat-o către parchet și către Direcția Națională Anticorupție încă din luna martie a acestui an. În această dimineață, lucrătorii ai Direcției Naționale Anticorupție au sosit la primăria municipiului Iași pentru a ridica anumite documente care au stat la baza plângerii pe care am efectuat-o în primăvara acestui an. În acest moment, aceste documente sunt ridicate de către lucrătorii Direcției Naționale Anticorupție și urmează în perioada următoare să se facă verificările necesare. În urma unor verificări ale documentației făcute la începutul acestui an de către Direcția de Arhitectură și Urbanism, Serviciul Autorizare Construcții, s-a constatat că autorizațiile vizau construirea a două locuințe individuale și repoziționarea imobilului, pe când certificatul de atașare a edificării se referă la o locuință colectivă. De câteva inadvertențe pe care le-am descoperit la începutul acestui an, între o autorizație de construire eliberată în anul 2015, certificatul de edificare care spunea cu totul altceva și datorită acestor inadvertențe nu am avut de ales decât să sesizăm autoritățile competente pentru a putea face verificările necesare. Că este vorba de acte care țin de ridicarea unor imobile în ea, a constatat faptul că una scria în autorizația de construire și altceva s-a edificat în zona respectivă. Edificările de teren, așa cum prevede și procedura legală, se face de către o comisie numită în cadrul primăriei municipiului Iași, o comisie de edificare a unei construcții, care pe de o parte trebuie să aibă toate documentele care au stat la baza ridicării respectivei construcții și verificarea în teren, practic se analizează certificatul de urbanism, autorizația de construire și certificatul de edificare, dacă ceea ce s-a scris pe hârtie corespunde cu realitatea. Edificările de teren, așa cum prevede și procedura legală, se face de către o comisie numită în cadrul primăriei municipiului Iași, o comisie de edificare a unei construcții, care pe de o parte trebuie să aibă toate documentele care au stat la baza ridicării respectivei construcții și verificarea în teren, practic se analizează certificatul de urbanism, autorizația de construire și certificatul de edificare, dacă ceea ce s-a scris pe hârtie corespunde cu realitatea. El a construit două case pe care le-a lipit, dar le-a edificat ca blocuri și nu a respectat autorizația, construind și peste autorizația de construire pe care o primise, lucru care de altfel se vede și cu ochiul liber, ceea ce ne-a și determinat să sesizăm parchetul, lucru care se va întâmpla în continuare și pentru alte lucruri pe care le vom descoperi, chiar dacă ele n-au fost încă văzute de presă sau alte lucruri publice, noi vom încerca să edificăm aceste lucruri. Ca urmare, primarul Mihai Chirica a trimis pe 7 martie 2022 două sesizări cu privire la săvârșirea unor fapte cu potențial infracțional referitoare la certificatul de atestare a edificării construcției, menționat către Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Iași și respectiv către parchetul de pe lângă Judecătoria Iași. Sesizările trimise instituțiilor statului au fost însoțite și de întreaga documentație menționată. Totodată s-a făcut o solicitare în instanță pentru anularea autorizațiilor de construire în cauză.